Dragii mei, astăzi vorbesc despre zodia peștilor reprezentată în tarot. Această zodie este un semn de natură feminină, mutabilă și reprezintă elementul apă. Peștii sunt stăpâniți de Jupiter și de Neptun. Nativii acestei zodii au nevoie de visare, explorare, experimentare, de expansiune a gândirii și a-și crea propriul univers care este conectat cu toate celelalte universuri într-o manieră subtilă. Nativii preferă de multe ori singurătatea, să se retragă, să evadeze în lumi imaginare, doar de ei cunoscute, fiind idealiști, imaginativi, empatici și artiști. Elementul apă se regăsește în tarot prin culoarea albastru, prin desene care reprezintă ape, curgătoare sau nu, și prin arcanele minore de cupe. Cupele reprezintă emoțiile, trăirile, senzațiile, sentimentele și percepțiile. În cărțile de tarot, această zodie poate fi reprezentată fie de arcane majore, cum de exemplu este spânzuratul, fie de arcane minore, de exemplu valetul de cupe și arcanele de cupe 8, 9 și 10. Mă refer la cele mai reprezentative. Să le luăm pe rând. Arcana majoră, spânzuratul. Această arcană arată necesitatea pauzei, a momentului special când te întâlnești cu tine, fără să te mai compari cu ceilalți, ci doar să fii. Un pas înapoi, o distanțare de rutina zilnică care ne scoate din noi și uităm să vedem realitatea și din alte perspective. Acest spânzurat nu este încrâncenat, este relaxat, asumat. Mulți consideră această atitudine o pierdere de vreme, o vrăjeală, chiar o nebunie. Păi, să observăm niște exemple de spânzurați, da? Sunt persoane în lumea asta care, după ce termină studiile, preferă să călătorească prin lume, chiar și un an de zile, poate mai mult, pentru a experimenta noi teritorii, să întâlnească oameni, tradiții, obiceiuri, modul cum alții percep viața. Toate acestea îi ajută să treacă peste prejudecățile care ne pasc la orice pas, să se apropie mai mult de ceilalți aflați la capătul celălalt al lumii și astfel să se cunoască mai bine. Când omul se întoarce din acea călătorie, va ști cum să observe realitatea și totul curge ca un râu. Pantarei, totul curge. Cum spuneau grecii, totul curge, nimic nu rămâne neschimbat. Asta e foarte important să înțelegem, mai ales atunci când pornim la drumul vieții proprii. De multe ori ne gândim la ce ne oprește să ne realizăm ceea ce ne-am propus. Prima reacție e să abandonăm tot, dar e o abordare extremă. Mai înțelept este să facem ceva ce nu am făcut niciodată sau am făcut-o așa de demult că am și uitat. De exemplu, să călătorim, unde n-am mai fost niciodată. Sau să facem o activitate de genul vindem ziare o săptămână. Da. Sau o activitate de voluntariat. Nu știu, orice. Sau să te duci în vârful muntelui să stai o vreme cu tine. În esență, e vorba de ieșirea din rutină. Peștii se simt foarte bine în ciorba lor în casa a 12-a, casa de final, de ciclu, de pregătire a inevitabilului, de ieșire din această lume. Ultima redută ești tu. Tu care te pui în toate pozițiile și încerci să vezi lumea din toate punctele de vedere. De aceea această carte de tarot spânzurată este foarte necesară în viața fiecăruia, pentru că ne ajută să ne punem în mai multe situații, să ne punem în locul altora, să înțelegem și punctele de vedere ale altora, să înțelegem realitatea completă. Dar nu o înțelegi neapărat cu mintea, ci dincolo de minte. E o carte foarte complexă și se poate discuta și vorbi despre ea mult timp. Cel mai bun exercițiu e să luați această arcană, să vă uitați la ea
mai mult timp, mai multe zile. Și o să înțelegeți mesajul ei. Alte arcane minore care ar putea să reprezinte zodia peștilor sunt valetul de cupe. Acest personaj este prietenos, amabil, poate câteodată și când nu e cazul, curtenitor, romantic, diplomat. Atunci când apare în etalări, primim informația că intențiile pe care le avem se pot bucura de sprijin. De obicei, cavalerul de cupe reprezintă un personaj tânăr. Opt de cupe. Este probabil una din rarele cazuri când o arcană minoră de cupe produce un eveniment propriu-zis sau arată un eveniment. Și acest opt de cupe arată nevoia de a face o schimbare, a schimba locul, realitatea în care trăim. Poate că nu știm destinația și nu avem niciun plan. Dar, cu toate astea, putem fi dispuși să facem o schimbare. Niciodată nu vom fi pregătiți pentru o anumită schimbare. Dacă așteptăm condițiile perfecte pentru a acționa, această condiție nu se va îndeplini niciodată. Deci, așteptându-l pe Godot, devine o realitate. Știți piesa, da? Așteptându-l pe Godot, care de fapt n-a venit niciodată. Cam așa e și cu momentul potrivit în viață. 9 de cupe. Anunță un rezultat benefic care poate să aducă o mulțumire, o satisfacție. De asemenea, ne poate arăta că trecem printr-o perioadă în care nu există prea multe provocări. 10 de cupe anunță de asemenea o finalitate fericită, de care chiar ne putem bucura. Și această bucurie poate fi împărtășită, bine mersi, cu ceilalți, mai ales cu cei care ne-au fost alături. Zodia peștilor, așa cum spuneam, e stăpânită de Jupiter. A fi jupiterian, ca natură, este mai mult decât a avea dorința de expansiune, de dezvoltare, face bine, da? Sau a primi binele de la ceilalți. Este și capacitatea de a te bucura de viață, așa cum este ea. Deci vă doresc să fiți jupiterieni, indiferent de ce zodie v-ați născut. Până data viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!